Liderii coaliției n-au ajuns nicieri la un acord privind comasarea alegerilor locale cu europarlamentare și parlamentarele cu prezidențiale. Astfel, este posibil ca cele patru runde de alegeri să aibă loc la termen. Discutăm despre concluziile zilei de ieri, la care n-au ajuns de fapt nici cei din PSD, nici cei din PNL, și despre blocajul actual al coaliției, împreună cu domnul Nelu Tătaru, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, în legătură telefonică directă cu noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Tătaru, așadar, ieri în coaliție nu s-a ajuns la niciun consens. Care e marea problemă? Înțelegem că nu puteți susține, nu acceptați să susțineți un candidat al PSD pentru prezidențiale. Partidul Național Liberal este un partid care de 4 ani de zile se află la guvernare, iar ultimii 3 a fost în diverse coaliții. Cred că să așteptăm un consens este un pic, cam un spus, va fi un compromis. Partidul Național Liberal, un partid mare, un partid istoric, este cel care și prin statut are reprezentat că președintele este cel care candidează la președinția României. Cred că ar trebui să etapizăm un pic. Avem o comasare a alegerilor europarlamentare cu locale, urmând ca în timpul 2, după această evaluare, să ajungem și la o eventuală a doua comasare. Diferite criterii, diferite, eu știu, avantaje sau dezavantaje pe care unii sau alții le pun pe tapet, cred că sunt secundare unui moment pe care trebuie să judecăm și în context european, și în context de participare la vot, și în context de reprezentare la vot, poate și financiar, dar în același timp și de necesitățile pe care le are ale România în an electoral. În acest moment suntem în fața alegerilor la termen, se discută și sper că la sfârșitul săptămânii să ajungem la acel consens sau compromis, cum vrem să-i spunem, în condițiile în care să putem ajunge și la o comasare. Noi avem o decizie a biroului politic național în care reprezentanții noștri vor susține în coaliție comasarea. Iar astăzi aveți o ședință și la PNL, înțelegem, internă. Totuși, Mircea Joana ar putea fi un nume susținut de PNL pentru alegerile prezidențiale? Noi suntem un partid mare, un partid istoric care are un candidat prin persoana președintelui Partidului Național Liberal. Da, legat de primăria Capitalei, acolo încă nu e clar dacă va fi domnul Burduja sau nu va fi domnul Burduja candidatul PNL pentru primăria Capitalei, pentru că n-am văzut o lansare oficială din partea PNL. S-a autolansat, dacă putem spune așa, domnul Burduja. Domnul Burduja este președintele filiarei București a Partidului Național Liberal. În esență, la fel cum avem prin statut, este primul care are prioritate la candidatură. În condițiile în care vom avea un candidat mai bun, va fi acel candidat, dar deocamdată domnul Burduja este cel care reprezintă filiala București și cu prioritate pentru a candida la primăria București. Lista pentru europarlamentare, cine o va deschide la PNL? Suntem încă în discuții pentru această listă. Noi, după cum știți, 6-7 martie avem congresul PPE care se desfășoară la București și cred că până atunci vom avea și lista finală pentru europarlamentare.